Federația Agrostare estimează că peste 60% din fermele de vaci vor dispărea după 1 aprilie. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Da, sună dramatic ceea ce v-am spus mai devreme, dar este un scenariu pe cale să se întâmple dacă guvernul nu intervine. Și discutăm în această seară despre acest lucru, dar nu numai, discutăm despre agricultură, zootehnie cu cineva extrem de abilitat în domeniu. Este vorba despre domnul Ștefan Muscă, președinte Federație Agrostar filiala Giurgiu și vicepreședinte al Federației Naționale Agrostar. Bună seara, domnule Muscă! Bună seara. Mulțumesc că ați acceptat invitația în platoul nostru. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că veniți de la o întâlnire cu ministrul agriculturii. Astăzi a avut loc o întâlnire cu ministrul agriculturii după întâlnirea cu primul ministru. Dar ajungem și la asta. Aș vrea să înșir, să le spun și celor care ne privesc. Celelalte funcții pe care le ocupați noastră în acest spectru. Vorbim astă seară de agricultură, chiar dacă aveți o tangență și cu fondurile europene. Așadar, președinte al filialei Giurgiu, al Federației Agrostar, vicepreședinte Federația Națională Agrostar, președintele Asociației Generale a Crescătorilor de Taurine din România, secretar general al Sindicatului Național al Crescătorilor de Bovine, director Bio România, președintele, am spus, Agrostar Giurgiu, așa vă cunosc cei din județul Giurgiu. Domnule Muscă, ați văzut ce am spus ca lansarea emisiunii. Ia uitați ce au titrat și colegii mei din regie pe ecran. Rămânem fără lapte și carne românești? Categoric da. Deci de la 1 aprilie cota de lapte nu va mai exista la nivel european. Țările dezvoltate din comunitatea europeană n-au avut dreptul până acum să producă la capacitatea maximă. Noi încă nu putem să ținem pasul datorită faptului că eu sunt un producător de lapte unde ajung la 4500 de litri pe lactație, iar ei ajung la 9000 de litri. Situația se va întâmpla ce s-a întâmplat și cu industria din România. Vor veni la poarta procesatorului Tiru cu lapte mai ieftin decât pot să produc eu în România, le va da un an de zile la un preț convenabil, după ce noi vom muri, vor veni și va dubla prețul. Asta s-a întâmplat și cu industria din România, asta se va întâmpla și cu laptele și cu carnea din România. Deci nu se dorește și nu s-a dorit să știa de 3-4 ani de zile că se elimină cota de lapte. Nimeni n-a făcut niciun lucru. Ce înseamnă să elimină cota de lapte? Pentru că dumneavoastră sunteți un mare producător agricol, da? Zootehnist sau, da, dacă da. Greșesc, corectați-mă. Dar sunt oameni care trăiesc din ceea ce le dau 5 vaci. Da? Sau Nea Gheorghiță, care are o vacă și vinde și el acolo. Aș vrea să explicați un pic celor ce ne privesc. Deci Nea Gheorghiță este deja în moarte clinică. De la 1 aprilie Nea Gheorghiță nu mai are niciun acces să mai meargă către procesator. De fapt, de la 1 ianuarie 2014, Comunitatea Europeană ne interzisese să mai prelucrăm lapte neconform. Deci Nea Gheorghiță... Ce înseamnă lapte neconform? Deci lapte mulți cu mâna. Nu se mai poate decât lapte din sala de mulți. Deja Nea Gheorghiță era mult din fașă. Noi am încercat să-l mai resuscităm. Eu de câțiva ani de zile încerc prin... Dumneavoastră, vă întrerup, dumneavoastră încercați să-l resuscitați și tanti Marioara, soția lui Nea Gheorghiță, săraca, se duce cu 3 kg de brânză la piață unde nu este creat un loc corespunzător să vândă sau îi găsesc nu știu ce nod în papură sau vine ANAF-ul și spune că face evaziune fiscală. Așa? Și e sugrumată și tanti Marioara și uite așa. Ce se urmărește, domnule? Deci Federația Agrostar, noi avem deja vreo 7 piețe voalante în București, doresc de câțiva ani de zile, chiar la întâlnire acum cu domnul prim-ministru și cu domnul ministru Daniel, le-am cerut să găsim o soluție să facem și noi ce a făcut țările europene. Adică, pentru faptul că le-am permis hipermarketurilor să facă în centru și peste tot în țară, putem și noi să le condiționăm. Ori să ne primească 50% din marfa de la rap să fie marfă românească, ori să îndea dreptul în fața hipermarketului pe platforma betonată să vin cu o piață
voalantă să vând și eu vineri, sâmbătă sau duminică, dacă nu să ne închidem sâmbătă și duminică. Este pe teritoriul țării mele, ceea ce cea mai mare greșeală pe care a făcut-o, n-am făcut-o cu băncile. Deci banca BCR în Spania să dă cu 3% pentru agricultură, mie dă cu 12%. Deci nu e posibil ca în țara noastră să nu putem să avem și noi un cuvânt de zis, să sărim și noi în ajutorul acestor persoane. Ba mai mult, le-am solicitat în momentul când acum se dă drumul la un atestat de producător începând de la 1. Vom pune viza pe toate atestatele de producător, asociațiile profesionale. Până acum nu s-a întâmplat în România. Vom face verificare la fiecare producător care merge în piață, îl vom verifica acasă, să nu mai se vândă pe carnetul de producător banane, portocale și mă rog alt. Vă rog să detaliați, pentru că am auzit și eu, la piață producător, da, un domn de la, dau exemplu, de la Oinacu, de la Slobozia, vine cu certificatul de producător de banane, mandarine, da, acolo unde-și desface el marfa. Nimeni nu se autosesizează să-i spună, măi, omule, pe cine prostești? De unde, Doamne iartă, mai tu banane? Deci începând de la 1 aprilie, noi vom pune viza pe atestatele de producător. Am aici o listă cu toate județele din țara românească care au primit deja atestatele. S-a legiferat acest lucru ca dumneavoastră să puneți categoric, da, aviz pe atestat? Categoric, da. Eu la nivel de mine, de Ștefan Musca, am 2000 de comune de România care am reprezentant în fiecare județ unde vom pune atestate și unde vom face o verificare la sânge. Ba mai mult, vom avea dreptul ca 40% din tarabele din orice piață din România să fie numai producători. Mă voi zbate la sânge ca acest fenomen să se întâmple. Deci 40, dacă sunt 100 de tarabe în piața Giurgiu, doresc ca 40 să fie numai producători agricoli. Comercianții au destul, 60%, au făcut destule, ați văzut bine, mergem în piață, nu se emite niciun bon fiscal, merge ne luăm haina, niciun bon fiscal. În rest am venit și am impozitat producătorul și pe comercial l-am lăsat în pace. Nu se va mai întâmpla asta începând de la 1 aprilie. Vrem, cum noi ne plătim taxele și impozitele la zi, să găsească o soluție ca să fie și ei plătitori de taxe și impozite. Domnule Musca, am luat de pe site-ul Agrostar, Federației Agrostar, site-ul public, am extras ceva. Scris între ghilimele. Se dorește distrugerea fermierilor români. De mai mulți ani cerem măsuri și nu s-a făcut absolut nimic. Marii procesatori deja anunță fermierii că nu le mai cumpără laptele sau reduc prețul astfel încât producătorul să nu își acopere cheltuielile. Și iată, vine cu un exemplu. Aș da un singur exemplu. Sece. N-am să spun, pentru că este exemplu concret. Da. Sece ferma din județul Teleorman, care are 140 de bovine, a fost anunțată de o firmă, nu-i dăm numele, o firmă care produce produse lactate, că nu îi mai cumpără laptele. La nivelul țării sunt numeroase exemple. Cât de importantă este această firmă care produce brânza, iaurtul? E vitală pentru cei ca dumneavoastră, pentru mari producători, cei mijlocii, cei mici, de care a spus că sunt. Este o lovitură foarte grea, pentru că această fermă, având un contract cu respectiva firmă care a avut până acum, i-a luat laptele, a făcut niște investiții. Și-a cumpărat sală de murs, și-a luat animale performante, a investit în ele. Acum, ca să te trezești să spună că nu mai lucrezi cu dumneata când vine tirul cu lapte, e strigător la cer, pentru că această fermă a făcut niște investiții. Ce facem cu investițiile? Ce facem cu banii pe care îi mai avem de dat la bănci? Pentru că dumneata nu mai e piață de desfacere în acest moment, nu-ți mai intră bani în firmă. Ori ești obligat să predai la un preț sub prețul de producție și atunci ușor intrăm în faliment și ce se va întâmpla? O să răspundă politicienii, pentru că ei n-au luat măsurile respective care noi le așteptam. Pentru că în momentul când vii și îți dau ștampila de vot, îmi faci niște promisiuni. Deci asta era o promisiune ce? Să pot să-mi ofer locuri de muncă. Ei încearcă să ne îngrădească dreptul de a munci. Deci din moment ce mi-ai dreptul de a munci, nu mai știu ce, adică nu mai mă consider în țara mea nimic. Această fermă a luptat, a investit și acum să te trezești că guvernații noștri nu au nimic concret pentru noi. Pentru că se știa că se va elimina cota de lapte, se știa că va veni foarte mult lapte din țările care sunt la o capacitate mai mare. De ce produc? Dumneavoastră ați spus că fermierul român
Sau vaca lui dă cât lapte? 9.000 de litri pe lactație. Peste 9.000. Și a noastră 4.500. De ce diferența asta? Pentru că el, având o subvenție mai mare și de mai mulți ani, și fiind integrat în comunitatea europeană de mai mulți ani înaintea mea, a avut posibilitatea să-și investească și să ajungă la performanță. Noi de-abia acum facem vaca performanță. Vaca face performanță. Vaca face performanță, da. Deci eu, la nivel de țară acum, am 52.000 de capete de vaci care iau pe fiecare lună probe de lapte, merg cu ele la institut, după un an de zile dau certificatul de origine și spun ce grăsime are vaca, cât litri dă până un an de zile și facem o performanță. Pe urmă, produsul din această vacă, după 2-3 ani de zile când vrea să o vândă, eu îi dau un certificat de origine. Avem 200 de milioane de euro 2014-2020 de luat de la Comunitatea Europeană pentru performanța acestei văcuțe. În situația când nu mai am linie de desfacere și nu mai am cui să vând marfa, îmi pare foarte rău, nu am pentru ce să mai investesc, nu mai am pentru ce să mai fac această performanță și rămânem, pentru că până acum 2 ani de zile am avut 1,37% din efectivul de animale înscris în acest control și acum am ajuns la 15%. Urma să mă dezvolt să ajung la mai mult. În situația când nu mai am piață de desfacere, mă opresc și rămân așa unde sunt și acum. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri câți fermieri reprezentați dumneavoastră. Păi în jur de 30 de județe din România. 30-35 de județe. În fiecare județ și în fiecare fermă, începând de la 10 capete în sus, luăm probe de lapte și mergem cu el la laborator. Și pe lângă asta simt nevoia să reamintim că reprezentați interesele și micului producător, și lui Nea Gheorghiță, nu? Adică beneficiază și el de pe urma măsurilor pe care doriți să le ia guvernul, nu? Cel mai mult țin la fermierii mici, cel mai mult țin la fermierii mici. Deci această delegație din China care a venit la Giurgiu a venit pentru și a fost adus de noi prin relațiile mele cu Camera de Comerț de la București pentru a investi în această zonă, pentru că noi, în cursul anilor, să știți că am fost foarte defavorizați. Adică nu am putut zona de sud să implementăm prea multe proiecte europene, pentru că acest guvern și, mă rog, măsurile care s-au luat cam împotriva noastră, întotdeauna proiectele mergeau către Ardeal și către zonele defavorizate. Dar celelalte guverne, că nu putem să arătăm cu degetul doar către un guvern. Și celelalte mai înainte, da. Și celelalte guverne, dacă au procedat altfel în interesul dumneavoastră. Nu, n-au procedat nimeni, pentru că ce se întâmplă? Orice proiect pe care îl depuneai, trebuia să faci un punctaj. Cei din zonele montane și peste tot acolo erau zone defavorizate, câștiga proiectul cu 20 de puncte înaintea mea. Le dătea finanțare lor, când s-a ajungea aici să terminau banii. Pentru că deja erau din start, acumulau niște puncte și toți banii zone defavorizate, că erau în zona montană. Deci de-aia acum noi avem în zonă acolo cooperative înființate, să descurcă mult mai bine decât noi, pentru că ei au primit subvenții mult mai mari. Când eu luam 100 de euro pe vacă, ei luau 300 de euro pe vacă. Deci de-abia din acest an am găsit o soluție, din acest an, din 2015, așteptăm să devenim și noi egali și cu zonele defavorizate. Da, este adevărat. Vreau să ne spuneți ce ați făcut în acest sens, pentru că aveți pe umeri... Să revenim un pic, să nu trecem de la subiect, de la Nea Gheorghe și de la Nea Gică. Nu trecem. Ce s-a întâmplat? Această delegație din China care a venit aici era o delegație extraordinară și benefică pentru noi. Nu știu de ce guvernul României și nimeni nu s-a îndreptat că am umblat și prin Occident și am văzut și eu pe unde au ajuns chinezii, au făcut reguli, au făcut șosele și au dezvoltat economia. Chinezul venea la noi în țară să găsească o suprafață de teren, să dezvolte niște ferme la nivel de toate județele din țară. Ce ne interesa? Bă, el nu poate să acceseze fonduri europene, pentru că noi suntem în Comunitatea Europeană. Venea și făcea la domnul Muscă o fermă de vaci, eu câștigam 50% de la Comunitatea Europeană prin fonduri europene, iar cu partea care trebuia să vină de finanțare venea chinezul. Ce pretenție avea domnul chinez? Avea ca pe timp de 5 ani de zile, el a făcut un contract cu țara românească, să-i dăm 500.000 de capete de bățată cu negru românească. Dorea numai vițea. Atunci eu eram salvarea acestor oameni bătrâni și chibzuiți și amărâți care au fost o viață întreagă. Am cerut Ministerului Agriculturii să-mi dea la nivel de țară 3 laboratoare de transplant de embrioni. Veneam cu transplantul de embrion. Transplantul de embrion nu e montă artificială. Ce comandăm? Aia ne iese. Lăsa vițeaua să sugă 10 luni și își lua Nea Gheorghiță 1.000 de euro ce n-a văzut în viața lui. Dacă avea 5 văcuțe, își lua 5.000 de euro. Și atunci găseam și posibilitatea de a-l impozita pe Nea Gheorghiță, că Nea Gheorghiță nu putea să vândă la chinez fără factură. Să vindea printr-o cooperativă, printr-o formă asociativă. Și atunci ajutam și țara ca să plătim niște taxe și impozite și ajutam și pe Nea Gheorghe să scape și el de mulți,
să scape și el de o muncă și să trezească și el cu câteva mii de euro în buzunar, numai într-un an de zile. Nu se dorește, țip, nu primez răspunsul deocamdată, poate în viitor ajutați de domnii parlamentari, de domnii deputați, senatori, de Giurgiu, poate mă vor susține pe la Camera Deputaților sau pe la Senat pe unde merg. Ați primit vreo susținere din partea parlamentarilor de Giurgiu? În afară de domnul deputat Florian Nicolae, n-am avut nicio... M-a susținut pe la Comisia de Agricultură, mă susține de câte ori merg, am depus niște documente și la dânsul la cabinetul parlamentar, le-a predat către Camera Deputaților, așteptăm un răspuns, pentru că să vă spun acum o săptămână am solicitat niște teren, am făcut niște demersuri pe la toate instituțiile statului, era o suprafață de teren pe zona de sud. Aici, de vreo 10 ani de zile, nu s-a încasat nimic după ea. Am depistat-o, am făcut adrese către ADS, nu a putut să-mi dea, m-am dus cu 30 de firme numai de tineri, plătitori de taxe și impozite la zi. Am solicitat, oameni buni, haideți să dăm către tineri ăștia cât 100 de hectare, că ne permitea legea prin atribuire directă, și să facem niște proiecte și să avem obligația să oferim niște locuri de muncă. Mi-a întors spatele, nu mi s-a dat niciun răspuns. Cine v-a întors spatele? Toți politicienii, am făcut demersuri la Camera Deputaților, la Liviu Dragnea, am făcut peste tot, la prim-ministru, n-am primit niciun rezultat. Am fost invitați să participăm la licitație. N-am vrut să-l las pentru că sunt un adept al cetățenilor de România, îl iubesc foarte mult. Mi-e foarte greu când văd că pun străinii mâna pe terenurile noastre, pe IAS-urile noastre, și sunt foarte necăjit pentru că la mine în zona acolo este un libanez care a concesionat pe 49 de ani o suprafață de teren de 2000 de hectare cu 300 de kilograme la hectare. Cu cât credeți că am câștigat noi licitația cu 1680 de kilograme? Strigător la cer, eu să dau român 1680 de kilograme și vecinul de lângă mine să dea 300 de kilograme. Ba mai mult, nu doream să ia muscă pentru el. Doream să dăm la tineri câte 100 de hectare să fac proiecte, că tot s-a țipat că să aducem tinerii din străinătate. Asta vreau, să aducem tinerii din străinătate sau să aducem tinerii la țară? Eu am făcut o experiență, am doi băieți, i-am adus acasă în luna decembrie, la 1 martie s-a urcat în mașină și a plecat în Spania, a spus că nu le trebuie România. Ce a văzut când a văzut că tata lor nu ia banii pe lapte decât la 3-4 luni de zile. Deci asta e o experiență făcută și am vrut să fac eu experiență ca să nu arunc pe altcineva. Dar cum e aia? Luați banii pe lapte la 3 luni? La 3 luni, că da. V-am auzit comentând și fiind da. Așa, luați, dar pe de altă parte, dumneavoastră, trebuie să vă plătiți. Am avut o întâlnire cu domnul, cu fostul ministru de finanțe, i-am explicat, l-am rugat să găsească o cale și l-am rugat atât. Domnul ministru, dacă muscă primește banii pe lapte după 3 luni sau după 4 luni, de ce vine cei de la ANAF cu somație și penalități să plătesc? Dom'le, de ce nu găsiți o soluție când mi se vede banii adică în cont? Adică de ce lor li se permite să întârzie, iar pe mine mă constrângeți, dom'le, nu? Când mi se vede banii că au intrat în cont, atunci să-mi plătesc și eu taxele și impozite. Să găsim o soluție. Nu s-a găsit soluție, eu plătesc penalități, după ce că e prețul așa cum este pe lapte, mai dăm și asta, nu ne alegem aproape cu nimic, pentru că procesatorul vine și aruncă, nu și-a primit banii de la Consiliul Județean, nu-și primește banii de la hipermarket la timp, spun ei, noi nu putem să avem un control asupra lor, dar e strigător la cer să predau lapte să iau peste 3 luni sau peste 4 luni de zile banii pe o lună, deci nu că dacă mă ține 3 luni de banii grămadă. N-avem decât să mergem la părinți, să le luăm pensia, să le luăm ceva, să putem să devenim corecți cu statul. Și unde e problema? Unde este problema? Problema este la Ministerul de Finanțe și la Ministerul Agriculturii. Pentru că nu se găsesc o soluție. Nu se pun de acord? Nu se pun de acord. Trebuia chemat. Doamne, în momentul când i s-a văzut banii în cont și nu și-a plătit, atunci să fie penaltă. Dar eu dacă nu primesc banii, de ce mă somesc dumneata să vin să-ți plătesc taxele și impozitele? Și cu aceste atestate să știți că va fi o problemă. Astăzi am discutat cu domnul ministru Daniel și am spus, domnul ministru, atenție mare că s-ar putea să băgăm să punem pe fermier să plătească de două ori. E posibil să-și plătească taxa pe venitul agricol și pe urmă s-ar putea să ia și la comercializare o altă taxă. Și atunci... Păi atunci vă taxează de două ori. De două ori. E posibil de două ori să ne taxeze. Le-am spus și a tăcut în gură, să mai lucreze, să mai primească, să mai uite o dată la codul fiscal. Păi hai să ne întoarcem puțin la prima întâlnire pe care ați avut-o când cu primul ministru? La congresul PSD-ului, vinerea trecută. Așa. Da. Ce ați discutat acolo? Toate problemele care le-am discutat aici, le-am discutat și domnul prim-ministru, i-am spus ce se întâmplă cu piața laptelui. Așa, stând față în față, i-ați spus... Față în față, i-am spus toate și ce s-a întâmplat cu terenurile care le-am scos la ADS și cu ce se întâmplă cu Ministerul de Finanțe și că dorim să se îndrepte către tinerii din România să găsim o soluție, pentru că acum s-a dat drumul la niște proiecte, la niște măsuri, a apărut ghidul solicitantelor chiar pe 2
pe 25. Eu aici unde am birou voi autoriza acum în câteva zile o firmă de consultanță pe proiecte europene și vreau să începem să facem niște proiecte pentru tineri. Că primele proiecte acum este instalarea tineri fermieri, 50.000 de euro și măsura 1-2-1, fosta măsura 1-2-1 pentru modernizare de ferme. Și chiar dorim să facem o linie de procesare de lapte și o fabrică de conserve, pentru că în acest centru de formare profesională pe care îl conduc și sunt director pe zona de Sud Muntenia, am 740 de femei în care le direcționez către lucrători în comerț și lucrători în conserve. După ce le dăm diploma, le dăm și câte 4.500 de lei. Deci are 1.500 de lei pe lună, cursurile țin 3 luni de zile. Și dorim să le oferim și loc de muncă, pentru că văd că orașul meu, Giurgiu, nu mai avem locuri de muncă, nu mai avem piață de desfacere, nu mai avem putere de cumpărare. Deci totul de la locurile de muncă. Da, e o sărăcie cumplită. Dacă voi primi sprijin și voi avea un pic de ajutor din partea domnilor care le dăm ștampila de vot, eu sper să, ca până obosesc, că s-ar putea să obosesc și eu într-o bună zi, pentru că stric de mult timp și nu s-a luat nicio măsură, să găsim o soluție și pentru acest oraș, pentru că merită și e păcat să rămâne, că am înțeles că suntem cam pe locul 2 după Vaslui la sărăcie. Și nu mi-aș dori să zic că muscă, țipă, face, drege, dar pentru județul lui nu face nimic. De-aia am venit și cu acest centru de formare profesională. De-aia mi-am mutat și toate birourile din București, mi le-am mutat la Giurgiu, să pot să fac și ceva pentru acest județ. Așa, exact asta spune și e și politica deputatului Florian Nicolae și a făcut apel către oamenii de afaceri, mediul de afaceri din Giurgiu să aibă sediul firmei la Giurgiu, să aducă bani către Giurgiu, pentru că grupul de firme Nova Force știți că e cel mai mare contribuabil. Astăzi v-ați întâlnit cu Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Da. Cum ați plecat acolo? Vă întreb cum ați plecat și pe urmă. 50% satisfăcut, 50% supărat. Păi hai să vedem. Ați cerut așa, rezolvarea acordării subvenției pentru bovină, caprină și ovină la termenul stabilit de legile în vigoare, care nu s-a primit de către fermier, precum și diminuarea cuantumului acesteia, fără consultarea sau informarea crescătorilor. Deci această subvenția, da? Da. Această subvenție la bovină sunt legat pentru prestarea de serviciu pe care o fac eu fermierului. Eu îi fac o prestare de serviciu luând acest lapte la probă, el mie trebuie să-mi plătească 30% din contravaloarea prestării de serviciu. Neavând bani, nu are omul de unde să-mi plătească. Eu neavând dovada plății, nu pot să depun de contul către APIA. În situația asta, îl oblig pe fermier să-mi plătească 100%. Și e primul an când Ministerul Agriculturii, la insistența noastră, vine și către persoanele fizice cu o subvenție. Pentru că până acum se dătea numai la persoanele fizice. Și acum am zis, dacă tot îi luăm banii pe norma de venit, dacă tot îi luăm asta, este și el un plătitor de taxe și hai să venim cu un sprijin și către el. Și începând de anul ăsta, ce se întâmplă? Dacă el mie nu plătesc ăștia 30%, eu nu pot să-i tai factura și să-i dau chitanța. Neavând factură și chitanță, n-am dovada plății și nu pot să merg la APIA. Deci banii ăștia se pierd și mă duc tot asupra fermierilor în care îl oblig să-mi plătească tot. Și dacă mă duc către amărâtul ăsta de fermier, pentru că legile au fost făcute într-așa fel încât tot să-l, adică ce-i dăm să-i luăm înapoi. El nu observă. Pentru că el, ca să vină să ia o subvenție de la 20 de capete de vaci în sus, Ministerul Agriculturii a venit cu o regulă. Și a zis, domnule, de la 20 de capete în sus trebuie să te scrii în registru și să faci COP-ul. El mie, ca să facă astea, trebuie să îndeplinească niște reguli. Una, are 100 de lei care plătește norma pe venit. Are 140 de lei care trebuie să-mi plătească mie asociații generale, registru și copul. Este obligat să facă mont artificial, 70 de lei. Gândiți-vă că nu-i rămâne decât 100 și ceva de lei, adică 1 milion și ceva vechi, pe această subvenție pe care o are persoana fizică. Și atunci, luptându-ne la minister, am zis, domne, banii ăștia dați-i și lui subvenție, indiferent că nu este persoană fizică autorizată, el este plătitor de taxă, adică este un plătitor pe taxa de venit. Și atunci, pe venitul agricol. Și atunci, el, ca să-mi facă mie dovada asta, trebuie să îi eliberăm aceste atestate producători. Ce am făcut noi, Ministerul și Guvernul României? Dăm o lege în care de la 3 noiembrie cade certificatele de producător și intră în vigoare atestatele de producător. Stimată doamnă, la 1 aprilie, ei n-au fost capabili cu imprimeria română să facă acele hârtii. Deci s-au contrazis singuri și atunci ce vine are fermierul român că el nu are acum atestatul de producător să-mi dea mie să mă duc cu el la APIA?
Ați înțeles? Și astăzi una dintre aceste probleme mi l-a rezolvat domnul ministru, că a cerut o amânare și mi-a dat până pe 30 aprilie. Asta ar fi una. Deci această subvenție, a doua, în momentul când nu mai avem piața laptelui, în momentul când noi nu ne luăm banii de la procesatori, în situația când noi după 3 martie trebuia să ieșim la câmp să semănăm lucerna pentru vaci, noi n-am avut niciun leu în buzunar. E posibil să intrăm în faliment pentru că eu n-am avut banii și n-am avut. Deci noi am ajuns ca fermieri români să ajungem acum la această oră să stăm în baza acestei subvenții. Pentru că neavând piață de desfacere și nu ai de unde să-ți iei banii pe lapte la timp, baza noastră era subvenția ca să putem să începem anul agricol. Neprimind această subvenție, suntem în impas acum la această oră, la nivel de țară. Ce s-a întâmplat și cu cuantumul pe care l-a scăzut la OAE, ne-a promis peste tot, până acum de curând, 2 săptămâni de zile, că pe OAE este 38 de lei. Astăzi mi-a dat dovada, mi-a spus că 28,08. Deci mi-a tăiat, în loc să vină cu ceva în plus, ei mi-au tăiat. Pentru asta avem acum, pe data de 2, un meeting în fața guvernului, vom cere demisia, o să stabilim cui cerem, pentru că nu se mai poate, așa nu se mai merge. Deci, în momentul ce mă ții un an de zile să aștept o brumă de bani pentru OAE, vii și îmi spui că dai 38 și acum dai 28. Inițial așa v-au promis, 38? 38. Și mai avem o problemă. Nu s-a făcut demersuri ca eu în acest an să am piață de desfacere în țările arabe. De-abia am o aprobare la această oră din Libia. Trebuia să am aprobare din Iordania, trebuia să am aprobare din Siria. Eu la ora asta nu am piața mielului. Nu se știe dacă nu rămân și în acest an. Cine e responsabil de asta? Ministerul Agriculturii și cu ANSVSA-ul. Dar Ministerul Agriculturii mai puțin pentru că acest ANSVSA să subordonează direct guvernului. Și mai puțin are puterea acum Ministerul Agriculturii. Deci direct guvernul, Secretariatul General al Guvernului. Nu i-a obligat nimeni, nu le-a impus nimeni, știa că vine piață și că nu avem piața mielului și noi la această oră nu avem un acord decât semnat decât cu Libia. Deci dacă nici nu se rezolvă problema în câteva zile să putem să începem exportul către Iordania, către Siria, suntem vai de viața noastră. Vom rămâne cu animale și nu avem ce să mai facem. Pentru asta l-am zdrunginat un pic pe domnul ministru astăzi. Am mai discutat o problemă tot cu legea pășunilor. Avem o mare problemă. De ani de zile depun primarii să ia subvenția pe suprafața de pășuni. Comunitatea Europeană nu știe treaba asta. Aceste suprafețe de pășuni se dau direct fermierul activ, ei trebuie să-și primească banii, ei trebuie să le întrețină. Din motive electorale, primarii au depus și acum, în acest an, trage să facă același lucru. Pentru că domnul Liviu Dragnea a spus că electoratul sunt primarii. Noi nu însemnăm nimic pe acest pământ, fermierii. N-au nevoie de votul nostru. Primarii sunt organizatorii, primarii le dau votul. De unde știți că a afirmat Liviu? A ieșit pe post și a spus. Și la ședințele cu noi același lucru ne-a spus. Și acum noi luptăm și de-aia ieșim în stradă pentru că nu ne-au dat normele metodologice, atârnă să dă drumul la primirea de declarații la APIA și în momentul când noi nu avem un contract legal cu primările, nu putem să depunem. Și se expiră termenul? Se expiră termenul și va depune și tot primării. Da, da. Și așa că despre ce să mai vorbim? Cineva întreabă dacă agricultura se face tot cu calul și cu căruța ca acum 200 de ani? Nu. Nu. Dar să știți că am avut o problemă foarte. Deci noi când am fost primiți în Comunitatea Europeană, am fost primiți pentru a deveni piață de desfacere. Deci la noi toate inputurile sunt foarte scumpe. Utilajele sunt foarte scumpe. Deci am ajuns aproape să muncim, să ne plătim ratele la utilaje, să ne plătim ratele la inputuri. Ba mai mult acum șmecherii cu inputurile vin și ne dau inputurile sămânța de toate categoriile, cu tot cu îngrășământ și nu ne mai permite să plătim toamna. Ne ia direct recolta direct din câmp. Deci nu mai găsim nicio soluție. Este 50 de bani grâu, cu 50 de bani îl dăm. Nu mai avem posibilitatea să-l mai stocăm undeva, să-l vindești noi cu 80 de bani. Au venit ei direct, îți dă inputurile, ei ți-a și grâu, ei ți-a și porumbul. Sănătate, fermierul rămân. Au rămas și cred că, nu știu, sunt câțiva care s-au dus mai departe, dar noi ăștia cu 100, cu 150 de hectare, să știți că ne mișcăm foarte greu. Da, e foarte, foarte trist ce ne spuneți și eu vreau să rămân, adică nu am atâta optimism ascultându-vă, dar pare prea sinistru ce spuneți și poate obțineți ceva joi la protest. Este adevărul poate, pe care vi spun. Poate regândesc această strategie, fiindcă sunteți și președintele asociației Bio, da? Da. Bio România. Eu urmăresc la raft când merg
cu toate că sunt mai scumpe. Da. Sunt mai scumpe. Să cumpăr pentru copilul meu un lapte cât mai bun. Și atunci, zic, dom'le, cred că e cel mai scump. Mă îndrept către cel mai scump. Și e tentant și cel ieftin, adică la jumătate de preț. Dar laptele ăla nu se strică niciodată în frigider. Adică, pe când laptele mai bun, nu tot. Mi s-a întâmplat să se crească laptele în sticlă în frigider. Am zis că e semn că e lapte bun. Cum recunosc eu produsele? Și da, mă îndrept către produse românești. Păi să știți că prima problemă pe care am cerut-o și o susținem vreme etichetarea produselor. Urgent, etichetarea produselor. Iată. Și atunci vom ști și etichetarea și să facem descrierea poate să produsului. Fie, poate să fie lapte din Ardeal, lapte de nu știu unde și scris acolo mic, da. Lapte adus din Ungaria. Cum am auzit, am văzut da. Și pe posturile naționale discuție strict pe această temă. Eu vreau lapte de la văcuța producătorului. Luțața Floare. Da, dacă se poate și mai bine. Se poate, noi asta cerem, am cerut etichetarea tuturor produselor lactate și să fie puțin scrise, puțin mai mare ca să vadă orice cetățean. Noi firmele care le promovăm Bio România, să știți că suntem verificați la sânge, deci avem niște firme specializate care ne verifică produsul, deci nu avem voie să dăm sub nicio formă, niciunde paște vaca, niciunde mergem, nu avem voie să dăm cu niciun fel de azotat chimic, absolut nimic. Noi nu dăm decât cu gunoi de grajd și atât. Pentru că până să devii Bio România, ai vreo 3 ani de zile de conversie în care vine firma și ți-a probe de sol. Deci nu ne punem problema și nici nu ne jucăm cu instituțiile statului, ăștia sunt bani europeni, vine auditul ce a pățit domnul Porumboiu, poate ați văzut, pentru o declarație pe care nici el nu și-a dat seama, este sancționat vreo 3 ani de zile, pierde vreo 19 milioane de lei pe fiecare an și cred că nu e cazul ca să dăm de necaz cu comunitatea europeană, că nu știi când vine și cum vine. Când spuneți produse bio, la ce produse vă referiți? Păi chiar produs o brânzică, un lăptic, acum vreau să iau vreo 3000 de curcani, vreau să-i duc tot în regim bio, adică să-i hrănesc bio fără să băgăm nimic în ei. Am vorbit, avem un contract, eu am un contract țara mea câștigat de Federația Agrostar cu Kaufland pe Barbu Văcărescu, unde Kaufland nu dorește... Nu mai dați nume de... Așa, și suntem așteptați cu produse, numai noi să producem. Ce se întâmplă? Singura problemă de care m-am lovit, este foarte greu să fac cooperative sau forme asociative. Încă oamenii sunt reticenți, le e frică. Nu știu, au rămas ei așa cu cooperativa agricolă, nu știu, mai știu... Noi trebuie, sunt și oameni mai bătrâni, noi trebuie să aducem tinerii către țară. Pentru că să câștigă, să știți foarte bine. Am fost în vizită la un coleg la Ucea de Sus, în județul Brașov, unde pe 2000 de metri pătrați făcea o cultură de trandafir de dulceață cu un profit de 2 miliarde vechi. Păi e strigător la cer să nu faci așa ceva, pe 2000 de metri să faci. Făcea 15.000 de borcane de dulceață de trandafir și 5.000 de litri de suc. De sirop. De ce n-am face și noi pe zonă? De ce n-am face și noi grupuri de producători, copii tineri? De ce că acum pe 3000 de metri de solar avem, ne roagă supermarketuri să mergem cu produse, legume și fructe acum la această oră? Da? Da? Suntem și așteptați. Și? Aștept să facem acum cooperative, să le facem proiecte tinerilor, să putem să mergem în Kaufland. Nu mai spuneți numele... În supermarket. O să spunem și Bila și... Și Bila și toate astea, Ocean da. Și... Da. Deci, nu știu ce. Deci trebuie decât să putem să promovăm. Să mergem, să discutăm cu tinerii. Avem nevoie și de sprijinul guvernului, pentru că acest tânăr are nevoie de aia 3000 de metri pe care nu are. Trebuie să găsim o soluție. Știți ce se întâmplă? Păi mai are România pământ. Mai avem 400.000 de hectare și la ultima discuție a mea, pe care am avut-o cu domnul ministru Daniel Constantin, că atunci mi-a sărit muștucul, mi-a spus că vrea să scoatem la vânzare. Și atunci am zis, e posibil singurul patrimoniu pe care mai are țara românească să scoatem, pentru că știți ce se întâmplă? Cei care îl dețin acolo au dreptul primii să îl cumpere și peste 250.000 de hectare sunt deținuți de străini. Deci peste 250.000 de hectare de la Agenția Domeniului Statului îl au străini la această oră. Și dacă îl scoatem și pe ăsta la vânzare, am distrus țara românească, deci nu mai avem nimic. Ei vrea să se depărteze, că pentru ei a fost o povară. Pentru că eu, dacă vă spun istoricul meu, anul trecut m-am bătut cu domnul Voiculescu pe o suprafață de 2500 de hectare de la Băneasa, în care m-am vins. Dar m-am vins mișelește, nu mai m-a chemat la licitație.
S-a dat prin atribuire directă și am pierdut. Deci nu mai doresc să mai dăm pământul străinilor. Vreau neapărat să-l îndreptăm. Și aici Agenția Domeniului Statului poate să vină să spună, doamne, ce arcuie terenul ăsta? Îndreptăm către tineri 20-30 de hectare în care să facem cu tare și să-i punem, să-i condiționăm. Doamne, eu îți dau 30 de hectare, dumneata faci un proiect european și mi-asiguri 5 locuri de muncă. Sau până astăzi i-am propus domnului ministru Daniel Constantin și am zis așa, domnul ministru, până 200.000 de euro nu mai îmi băgați niciun impozit. Dar m-am obligat să am 5 angajați pe firmă. Nu era corect? Da, da. Veneam cu o contribuție și către sănătate, veneam și cu o contribuție locuri de muncă, și locuri de muncă. Și așa ce facem noi? Venim cu o impozitare, o mai corcofelim, ăla plătește, ăla nu plătește, mai face o datorie, mai vindem firma de la unul altul cum fac cei din străinătate, că asta se întâmplă la mine pe zonă, pe care îl cunosc, îi mai vinde lui nepotul cu tot cu astea. Ce se întâmplă? Ăsta de la mine, de la Găujani, are 12 miliarde la primăria Vedea datorie și 10 miliarde la primăria Găujani. Nimeni nu-l deranjează. Păi e posibil. Dacă eram eu într-o altă țară să am o datorie la bugetul de stat și să pot să mai lucrez terenul ăsta de la Agenția Domeniului Statului? Păi, domne, ce spuneți dumneavoastră aici sunt lucruri nu grave, extrem de grave. Păi e DNA-ul ăsta care te ridică pentru două rochii fără spate, pentru nu știu ce tablouri de supat, da. Vorbim aici de mult pământ, de mult, milioane de euro datorie, mult. De... Sesizările am ce făcut către DNA-ul? Minister. Probabil că nu s-au trezit. Problema asta sau sunt ocupați cu altele. Când o termina acolo, s-o îndrepta și pe partea asta. Păi să se trezească. Să se trezească, să se uite la... Îi așteptăm cu drag. Da, și... Da, aud eu pe cineva că așteaptă cu drag DNA-ul. Da, până la urmă, dacă ești cinstit, îl aștepți cu drag, doar să nu te țină din treabă. Doar și cu ușile deschise, să știți, nu încui nicio ușă. Da? La mine nu sunt cu ușile pentru că eu muncesc, ați văzut câte funcții am, de dimineață până seara și sâmbătă și duminică. N-am nicio zi liberă. Și sunteți, în afară de toate funcțiile, pentru că aici sunt nu știu câte sindicate, n-am să le reau pe toate. Sunteți și fermier. Fermier. Da, cu mare plăcere, am 90 de vaci. Am vreo 30 de oițe, vreo 40 de purceluși și în jur de 100 de hectare de teren pe care le lucrez. Da. Sunteți un om bogat. Nu chiar atât, dar mă rog. Nu duc grija zilei de mâine, îi mulțumesc bunul Dumnezeu. Avem tot ce trebuie, am să ofer și copiilor ceva. Încercăm să ne dezvoltăm, dacă om avea posibilitatea, tot pe muncă cinstită, n-a făcut nimeni avere în țara românească, eu încerc să dumneavoastră, fac un pic. Dumneavoastră reprezentați fermierii din 30 de județe. Da. Vorbim aici și de Ardeal, toate și de Moldova, da. Și de Oltenia, și de Banat. Peste tot lucrurile stau la fel? Nu. Peste tot am forme asociative, peste tot sunt cooperative. Adaptate la cerințe. Ce s-a întâmplat? Când ei vindeau laptele pe 40 de bani, s-au făcut cooperative. Acum s-a mărit cantitatea, s-a strâns cantitatea de lapte pentru că îl predai pe tot printr-o cooperativă. S-a mărit prețul la lapte, nu mai duc grijă. La mine, pe zona asta, de la Olt până la Tulcea, este greu de a face acest lucru. Suntem, nu știu, îmi pare rău să zic, ori suntem o rasă de bulgari, de turci, de amestecătură. Nu avem cultura lor. Ei sunt oameni mai hotărâți, au altă cultură, ori fi avut lider mai bun decât mine. Cine? Unde? În Ardeal, în Moldova, peste tot sunt forme asociative și cooperative. Cel puțin Ardealul, n-am nicio problemă cu ei, vin de drag la întâlnire cu mine. Nu ne plânge decât de problemele pe care le avem cu ministerul. Legislative, până la urmă. Da, legislative. În rest, este bine. Eu acum lupt de câțiva ani de zile și e posibil să reușesc să fac și eu ceva pe zona de sud. Ce realizare? E foarte, foarte aproape să se... Ce realizare? Ce dorință de-a dumneavoastră, a fermierilor, este foarte aproape să se realizeze? Concret. Păi acum vreau Astăzi ați plecat să fac niște cooperative. Așa. Imediat, urgent, începând de la Volt, să întăresc sindicatele la nivel național, să fac în fiecare județ, în fiecare comună, cât un sindicat, ca să devină o forță. Și după ce voi face aceste sindicate, atunci ne vom scoate codru mult mai ușor, pentru că politicul atunci nu ne mai dau la spate. Ne cheamă la dialog mai des. Până când nu devii o forță și n-ai 50.000, 100.000, 150.000 de membri, noi acum la Federația Grostan avem încă 45.000, voi lupta, pentru asta am fost numit vicepreședinte și acest sector de dezvoltare a sindicatelor în România, de
de înființare, de filiale, mi se atribuie mie la nivel național. Și voi lupta ca să fac în fiecare județ și în fiecare comună cât un sindicat. Cum sunteți tratați când mergeți la discuții și negocieri cu mai mari? Suntem tratați cu mare atenție, că cel puțin pe mine sunt puțin mai vocal, cât mă mai... De-aia sunteți și lider. Da, de-aia zice că suntem născuți pentru așa. Da, și spuneți și lucrurilor pe nume. Păi le spun că nu am teamă de nimeni, pentru că sunt cinstit și muncesc cinstit. Da. Dacă aveam ceva, o dăteam și eu mai... Dar nu se poate. Ce speranță mai are Nea Gheorghiță, cum am spus, că am ajuns la finalul emisiunii? Luptăm pentru el, încercăm să-i facem și lui o posibilitate. Deci acum am venit cu niște... Ne-a chemat și am lucrat la niște acte normative. Ne-am întrebat, ne-am făcut niște propuneri către minister și am zis să nu venim numai cu propuneri numai către fermierii mari sau fermieri de la 20 de vaci în sus sau de la 10, să venim și către cel de la 3 vaci în sus. Și am zis acum de la 3 la 7 vaci să venim cu o subvenție pe fermă de 7.000 de euro cu condiția ca el să sară și el de 10 vaci. Adică din ăștia 7.000 de euro are și el obligația să-și mai cumpere și el 3 sau 5 sau 6. Dacă să-și mai cumpere sau nu e valabil și dacă-i fată niște vaci? Nu trebuie să-și cumpere pentru că următorul an vreau să-l găsesc cu 10 vaci în curte ca să pot să-l bag la subvenția. Știu la apicultori funcționa o treabă din asta. Da. Ce spuneți dumneavoastră aici? Și dacă anul viitor îl găsesc cu 10 vaci, nu-i mai dau bani de la bugetul de stat. Se va încadra la subvenția asta pe care o avem de la Comunitatea Europeană. Am înțeles. Și ne depărtăm de... Până când veți primi subvenție de la Uniunea? Până în 2020 s-a negociat. Și pe urmă se va da o subvenție, dar va veni pe exploatații. Adică va veni, va vede mărimea exploatației și se va stabili o sumă. Dar noi nu vrem să mai... Eu lupt ca până în 2020 să găsim o soluție ca fermierii să nu mai avem nevoie de Comunitatea Europeană, să nu mai cerșim la ei nimic, să găsim noi piețe de desfacere, să ne facem cooperative, să producem noi, să exportăm și noi către ei, pentru că uitați acum, 500.000 de capete pentru China, păi era cea mai mare realizare a noastră din lumea asta. Poate o să găsesc până la urmă înțelegerea să-mi dea laboratorii de transplant de embrioni. Și atunci voi face ca să pot să am un export către China, să rămân și eu. Să punem la treabă și cercetarea, că acum cercetarea cercesc bani, dar nu știu pentru ce. Și am chemat la dialog, domnule, veniți în coace, noi găsim soluția, eu vă iau laboratoarele astea. Decontarea banilor, de exemplu, un transplant de embrion la o vacă costă 1.000 de lei. Să găsesc bani, nu plătește Nea Gheorghe banii. Sunt banii Ministerului Agriculturii, sunt peste 200 de milioane de euro dați de Comunitatea Europeană pentru reproducție și ameliorare. Acești bani eu nu o să pot să iau decât 50-60 de milioane. Făcând aceste servicii cu comunitatea, cu ăsta, cu laboratorul de transplant de embrioni, voi avea posibilitatea să dezvolți zootehnia din România. Și e simplu, chiar dacă nu mai suntem pe lapte. Vom da bățata cu negru românească către China, vom aduce bani în țară și îl vor ridica și pe Nea Gheorghe de la pământ. Mai aveți oameni ca dumneavoastră prin preajmă? Mai am câțiva, puțin. Adică nu sunteți chiar singur dumneavoastră? Da, am pe președintele Ștefan Nicolae, care este președintele Federației Agrostale la nivel de țară, este același, puțin mai, îl mai acopere un pic, dar este toate ideile mele pe care le-am pus, mi le-a pus în practică, s-a zbătut, mi-a făcut tot felul de întâlniri, el se ocupă de întâlniri de toate astea și n-am avut probleme. Este un om, este tot de la noi din Giurgiu, este născut la Uzunu, vrem să venim cu proiecte ceva mai mari către Giurgiu. Da, pentru că Giurgiu, paradoxal, cu un pământ roditor... Depus pe pâine, da. Așa folosit când vaca și îngrășământ. Da. Da, în Europa, uite ce a ajuns, uite ce a ajuns. Am ajuns la finalul emisiunii, domnule Muscă, încheiem cu două mesaje. Domnul Muscă a fost tot timpul un luptător și pe regimul trecut, dar degeaba. Am lucrat cu el la Vulcan București. El știe de mine, sunt taximetrist după Revoluție. Am fost liderul de sindicat al lui la Vulcan. Da. Vă transmite cineva? Da. Altcineva spune în chem cu acest mesaj: pământul roditor al patriei este destinat străinilor, escrocilor, numai țăranului român nu. Am ajuns la vorba poetului: noi cerșim din poartă în poartă.
Domnule Muscă, mulțumesc pentru că ați fost în platou la audiență, a spus lucruri extrem de grave pe care sper să le audă cine trebuie să le audă, dar știu că nu vă lăsați și mergeți la București și de dumneavoastră nu scapă așa ușor. Vă mai aștept să ne povestiți cu ce ați venit de la București, ce măsuri a luat guvernul, cu ce îl ajutăm. Sincer, înainte de dumneavoastră mă gândesc la Nea Gheorghiță și la Tandi Marioara și la tinerii ăștia care, vedeți, fac și ei liceul la oraș și se agață de temir ce muncă, așa, la negru, că se poartă. Mai pot să spun ceva? Vă rog. Am adus în discuție domnului prim-ministru un eveniment care s-a întâmplat acum o săptămână la Târgu Jiu. S-au bătut pe 50 de femei pe niște posturi de măturător în stradă, dintre care erau 10 fete cu studii superioare. Strigător la cer, a spus. După asta vă dați seama unde a ajuns țara românească. Am fost la Câmpina, la Provița de Jos, și acolo am avut peste 150 de fete pentru aceste, pentru grupul țintă, să le fac frizerițe. Și când venea cu diploma de facultate și cu masterul, nu puteam, că proiectul nu permite decât de la 10 clase la liceu. Plecau cu lacrimi în ochi copiii, pentru că nu aveau dreptul, ce, dar ce vină am eu că mi-am făcut o facultate și acum nu pot să mă fac măcar frizeriță. Să iau și eu bruma asta de bandă, 4.500 de lei. E strigător la cer. Da. Deci să știți că țara românească... Da, asta este cruda realitate. Mulțumesc frumos pentru prezența în platou. Vă aștept și cu alt prilej, doamnelor și domnilor. Aceasta este situația la ora asta, dacă vrem să o privim așa, în față, fără menajamente. Aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem joi la o nouă ediție. Timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!